Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă învăț tehnica mea simplă prin care reușesc să comunic cu propriul meu subconștient. Subconștientul nostru este cel care ne creează realitatea, cel care ne conferă gradul de deschidere a percepției noastre asupra tuturor lucrurilor cu care intrăm în contact prin prisma celor cinci simțuri. Dacă reușim să comunicăm cu subconștientul nostru, atunci am reușit practic să ne schimbăm căile, să atingem acea căință despre care se vorbește în Biblie, iar prin schimbarea căilor să ne schimbăm practic cursul destinului nostru. Subconștientul nostru ne comunică, bineînțeles, așa cum știu foarte mulți oameni, prin metode subtile el ne comunică în permanență, doar că noi nu reușim adesea să deslușim metoda de comunicare a subconștientului. Sper că în minutele următoare voi face o clarificare destul de mare în acest sens. Pentru aceia dintre voi care încă nu cunosc diferența dintre mintea conștientă și mintea subconștientă, voi face un mic preambul înainte de prezentarea fișelor mele în cariocă. Practic, mintea noastră este compusă din două aspecte. Aspectul ei conștient, cel care este palpabil, concret, vizibil, sau perceptibil prin prisma celor cinci simțuri, ceea ce vedem, toate lucrurile asupra cărora ne putem pune atenția. Mă concentrez acum pe această cameră de filmat, mă concentrez acum pe acest discurs, mintea mea conștientă este focusată aici. Dar existența mea nu este reprezentată doar de acest simplu act pe care îl fac în momentul de față. Existența mea presupune existența unui corp fizic, ale cărui celule sanguine trebuie să circule, să se oxigeneze, să hrănească tot felul de celule. Totodată trebuie să și respir. Respirația mea este trecută acum pe pilot automat pentru că mă focusez foarte mult asupra cuvintelor pe care trebuie să le transmit. Uneori respirația noastră poate fi voluntară și atunci este o respirație conștientă. Când îmi propun conștiență, inspir, și să expir, dar în momentul în care eu mă concentrez mai mult pe mesajul pe care îl transmit, respirația mea trece în plan subtil sau în plan inconștient în subconștientul meu. Astfel, subconștientul meu îmi reglează toate funcțiile corpului, toată tonalitatea vocii, respirația, hrana celulelor mele, oxigenarea creierului și așa mai departe, lucruri de care eu nu am habar. Și dacă aș, aș dori... Din punct de vedere conștient să mă concentrez pe toate aceste lucruri, în mod cert aș înnebuni. Imaginați-vă pentru o, o, secundă că ați sta și v-ați gândi cum să-mi fac eu acum unghia să crească, cum să-mi fac eu acum părul să crească, cum să clipesc eu într-un anume fel, cum să inspir și să expir și să mă concentrez pe toate simultan. Ar fi o maximă nebunie. Așa că diferența dintre conștient și subconștient, dacă vreți din punct de vedere ilustrativ, ar uh, semăna cu fotografia unui iceberg. Vârful icebergului este uh, mintea noastră conștientă, ceea ce se vede, iar ceea ce se ascunde sub nivelul suprafeței apei este mintea noastră subconștientă. Proporția pe care o dau oamenii de știință este de aceea de 5% versus 95% subconștient. Nu știu de unde au venit sincer cu această proporție, pentru că numai gândul de a-mi controla propriul meu flux sanguin mi se pare că este incomensurabil. Așa că, probabil, procentul este mult mai diferit decât acela conferit de oamenii de știință. Mintea noastră conștientă se poate concentra pe câte un singur lucru pe rând, neexistând așa zisul multitasking pe care îl tot propovăduiesc corporațiile, încercând practic să încarce angajații cu tot mai multe sarcini. De fapt, oamenii aceia fac mai multe sarcini, mult mai repede, dar pe rând, da? Nu există așa ceva să ne putem concentra pe mai multe lucruri simultan. Și acum, pentru a înțelege mai bine care sunt diferențele dintre mintea conștientă și mintea subconștientă, mi-am pregătit, bineînțeles, fișele mele faimoase în cariocă. Prima mea fișă în cariocă arată așa. Pe prima coloană am notat uh, caracteristici ale conștientului nostru, iar pe a doua coloană caracteristici ale subconștientului nostru. Și sunt cumva uh, reflectate una în cealaltă pentru a le înțelege în paralel. Prima caracteristică a minții noastre conștiente este că procesează un singur lucru pe rând, așa cum spuneam mai devreme. Nu există multitasking. Mintea conștientă nu are capacitatea de a asimila prea multă informație. Se spune chiar că, din punct de vedere științific, mintea noastră poate învăța maxim 3 lucruri noi sau până la 7 lucruri noi pe zi. Deci pe zi. Asta înseamnă că nu poate. În global nu poate înmagazina foarte multe date, foarte multe informații noi pe lângă ceea ce știa deja. Mintea noastră subconștientă în schimb procesează totul sau, spuneam eu aici, că înregistrează. Tot ceea ce ți se întâmplă este ca și când se deversează într-un mare ocean. Mintea noastră conștientă este o găletușă cu care putem lua o cantitate limitată de apă, dar subconștientul este un ocean vast. Toate lucrurile pe care eu le pot învăța într-o singură zi sunt în număr de maxim 3, iar subconștientul nostru asimilează tot ce vede. Tot ce vede, chiar și atunci când purtăm o discuție cu cineva într-un magazin, Mintea noastră subconștientă înregistrează și conversațiile celor care sunt în jurul meu, înregistrează și prețurile tuturor produselor din raft, diferențele dintre produsele din raft, felul în care sună casa de marcat, anunțurile care se dau pe fundal, etc. Înregistrează totul. Acolo unde te afli este acest sistem Dolby Surround, cum se spune la sistemele auditive de la televizor, prin care înregistrează tot ce mișcă în jurul tău, da? un glob imens care încapsulează absolut toată informația, pe când mintea conștientă procesează un singur lucru pe rând. Dacă eu acum fac această înregistrare și mă uit la voi, să mă concentrez pe mesajul pe care îl transmit, nu mă mai concentrez pe respirația mea, pe celulele mele, pe ce se întâmplă pe hol, care sunt zgomotele celor care tund iarba în parc și așa mai departe. A doua caracteristică a minții conștiente este că discerne logic. Mintea noastră conștientă face uz de logică și rațiune. Ia decizii practic logice și raționale. Se bazează întotdeauna pe această lume duală în care ne confruntăm cu așa zisul contrast. Da? Vede că unele lucruri sunt bune, vede că altele sunt rele, trage o concluzie și spune băi, ăsta îmi place, ăsta nu-mi place. Decizia următoare va fi în direcția lucrurilor care îmi plac. da. În schimb, mintea noastră subconștientă nu discerne și pentru ea, am scris aici între ghilimele, totul este valabil. Nu se gândește că tu acum stai de vorbă cu cineva care este rău, nu se gândește că acum uh, te duci într-o situație potențial primejdioasă pentru viața ta. Mintea subconștientă înregistrează tot, este precum un bebeluș și țineți minte această mică comparație este ca un bebeluș care se uită de deopotrivă și la un om care este agresiv, și la un om care este îmbrăcat urât, și la un om care este sărăcăcios, și la un om care este îmbrăcat în haine de lux, cu branduit și așa mai departe. În egală măsură, bebelușul întoarce ochii și face ta-ta-ta, ta-ta-ta, toate lucrurile sunt la fel. Următoarea caracteristică a minții conștiente este că ea vrea schimbare. Pentru că ea se confruntă atât de mult cu acest contrast din lumea duală, bun, rău, frumos, urât și așa mai departe, Dorește să aducă schimbarea, este uh, momentul nostru sau mișcarea noastră înainte. Mintea conștientă vrea să meargă înainte, vrea să evolueze, vrea să învețe acel singur lucru nou de care este capabil. Ce se întâmplă în schimb cu mintea noastră subconștientă? Vrea rutină. Vrea rutină pentru că procesele prin care subconștientul nostru înregistrează cel mai ușor, este, uh, uh, sunt acele procese prin care noi dobândim o oarecare obișnuință. Acestea ne intră în rutină, suntem familiarizați cu ele și ne oferă și confort. Da? Când faci lucruri confortabile în zona ta de confort, ești tot mai liniștit și tot mai împăcat. Cum ar fi ca mintea noastră subconștientă să asimileze lucruri haotice? Ea trebuind să regleze anumite procese care se desfășoară în mod repetat și repetat în interiorul corpului nostru. Următoarea caracteristică a minții conștiente și am să revin asupra acestor idei este că mintea conștientă dorește controlul. În schimb, mintea subconștientă deține controlul, da? Cine este mai mare, găletușa care merge către ocean sau oceanul? Oceanul, bineînțeles, care are o putere mult mai mare. Mintea noastră conștientă dorește să controleze ceea ce nu poate controla. În schimb, ea fiind foarte limitată și putând să-și focuseze atenția asupra unui singur lucru și doar a unui singur lucru pe rând, nu poate nici de cum să controleze toate celelalte procese care sunt în, în afara sferei atenției ei, sau în afara atenției ei. În schimb, mintea subconștientă, pentru că este permisivă, relaxată, nu discerne, nu catalogează, nu etichetează absolut nimic. Controlează absolut totul. Tot ce intră în această minte subconștientă este rulat într-un ciclu din acesta de rotație de mașină de spălat și readus și readus și readus în conștient până când devine una dintre obișnuințele noastre. Unele lucruri nu vor face sens, dar vor face în curând. Și a cincea caracteristică pe care mi-am notat-o aici este. Și aceasta este cea mai mare capacitate pe care mintea noastră conștientă o are, și anume, programează subconștientul. Mintea noastră conștientă este singura capabilă să acționeze ca un programator al subconștientului. Pe când mintea noastră subconștientă este mereu pe pilot automat, da? Atunci când stăm să facem o comparație, este ca și când eu rulez o singură aplicație pe telefonul mobil, îmi concentrez atenția asupra ei și cu mintea conștientă mă concentrez doar cum să scriu un text pe WhatsApp. Sau cum să fac o filmare, am apăsat pe camera de filmat. În momentul acesta, toate celelalte procese ale acestui telefon îmi sunt ascunse. Imaginea mea apare pe ecran, ocupă tot spațiul și eu cred că aceasta este întreaga mea realitate, da? În realitate, telefonul meu funcționează pe baza unei baterii, pe baza electricității care a încărcat această baterie, pe baza sistemului său de operare, pe baza tuturor componentelor care îl fac să fie un telefon inteligent și așa mai departe. Iar toate aceste lucruri sunt deținute de subconștient. Dar, în schimb, eu, folosind o anumită aplicație, pot să creez lucruri noi. Pot să șterg această aplicație, pot să o îmbunătățesc, pot să o editez, pot să nu editez și așa mai departe și am capacitatea ca apoi să închid această aplicație și ea să fie una updatată în sistem. Odată ce eu introduc o aplicație updatată în sistem, întreg software-ul, întreg sistemul este updatat. Haideți să spunem că n-ați priceput absolut nimic până în momentul de față, deși nu cred că s-a produs asemenea miracol sau minune, da? Și mi-am notat mai jos ca și concluzie că mintea noastră conștientă trăiește realitatea sau o experimentează. Știți că eu spuneam despre cele trei stări de agregare ale omului, și anume experimentatorul. Acesta este experimentatorul, iar subconștientul nostru creează realitatea. Dacă vom reuși să comunicăm cu subconștientul nostru, am reușit să ne schimbăm practic realitatea noastră de zi cu zi. Și tot omul care consideră că are o nemulțumire sau un neajuns în viața proprie dorește să-și schimbe practic realitatea. Dar acum, privind mai bine aceste caracteristici, pe ansamblu, nu ne mai uităm rând cu rând și a făcut sens acolo, n-a făcut sens acolo. Caracteristicile pe care le-am enumerat aici, în coloana subconștientului, seamănă cu o anumită etapă de dezvoltare a ființei umane. Și vă las o singură secundă să vă gândiți. Deci, procesează totul, înregistrează totul, nu discerne, vrea rutină, deține controlul, merge pe pilot automat și creează realitatea. Era doar concluzia, da? În ce fază din viața noastră facem noi toate aceste lucruri? În faza în care suntem copii. De la bebeluș, să spunem, până pe la vreo șapte ani. De ce șapte ani? Pentru că se spune în foarte multe scrieri gnostice și agnostice că practic orice copil are mintea programabilă de la 0 la 7 ani. Practic este ucenicul perfect. Orice îi spui, el înregistrează. Orice vede în realitatea lui, se imprima asupra acestuia. Toate lucrurile pe care le dobândește, reușește să le transforme în credințe proprii. Pe orice copil mi-l dați între 0 și 7 ani, eu îl pot transforma într-un rabin. Este un citat faimos din Biblie. Așa că acest, această etapă reprezintă etapa copilăriei noastre între 0 și 7 ani. Un bebeluș care este programabil. Cum, Doamne, iartă-mă, reușim astfel să comunicăm cu un bebeluș? Imaginați-vă un copil, un bebeluș care încă n-a deprins cuvântul. Cum reușim noi să comunicăm cu acesta? Cum reușim să-l facem să învețe lucruri noi? Cum reușim să îi transmitem cunoașterea noastră sau să-l determinăm să facă? Ce noi ne propunem? Noi, reprezentând adultul sau mintea conștientă, care deține logică, rațiune, discernământ și toate caracteristicile unui adult. Cum am putea să facem noi acest lucru? Și bineînțeles că vine rândul celei de-a doua fișe în cariocă. În a doua fișă în cariocă am zis așa, cum învățăm noi subconștientul? Și, pentru o secundă, renunț la această fișă și vă întreb. Cum facem noi să comunicăm cu bebelușul, sau cum învață bebelușul lucruri noi? Păi, întâi, bebelușul ia contact cu un anumit obiect. Obiectul atenției sale, care este detectat prin prisma celor cinci simțuri. Îl vede dacă e o jucărie, îl gustă. Ați văzut că toți bebelușii. Pun gura pe toate obiectele pe care le întâlnesc, îl atinge, îl palpează, îl întoarce pe o parte și pe alta, îl zornăie. De aceea, tot felul de jucării ale copiilor uh, produc tot felul de reacții uh, senzoriale în ei, pentru că ei așa descoperă lumea. Deci, este nevoie, în primul rând, de un obiect. Și, pentru că nu vreau să generalizez spunând că toate lucrurile pe care bebelușul le întâlnește sunt doar obiecte, acesta întâlnește și ființe vii și tot felul de reacții, vede și discuții între oameni și așa mai departe, am spus, hai să vorbim despre o imagine este o imagine, fie că este o foaie de hârtie colorată, fie că este imaginea părinților săi certându-se sau pupându-se prin casă, fie că o vede pe bunica țuguindu-și buzele și apropiindu-se de căruciorul în care acesta se joacă cu jucărelele sale, fie că vede, nu știu, norii de pe cer atunci când zace cu fața în sus, fie că îi cade un pic de apă pe obraz, fie că atinge pe limbă zăpada și așa mai departe, acest copil mai întâi are contact cu imaginea. Și știți frumos, în Biblie se spune că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu sau după imaginea acestuia. Dar, bineînțeles, acest lucru este valabil pentru spiritul său. Așa că, bebelușul intră pentru prima dată în contact cu imaginea. Acum, mintea lui, nedezvoltată încă, nu reușește să deslușească ceea ce percepe. Pentru el este wow! Totul este wow! Un bebeluș se poate zgâi cu egală atenție asupra unui, unei jucării destul de sofisticate, Montessori și așa mai departe, dar se poate zgâi cu aceeași bucurie la o crăpătură din parchet sau o măzgălitură sau o pată pe perete. Pentru el este o încântare totală, nu discerne între ele, nu le judecă, nu le etichetează, le ia așa cum vin. Sunt niște lucruri fascinante noi pe care le descoperă. În primul rând avem imaginea. Bineînțeles că în preajma acestui copil se află comunitatea umană. Spun comunitatea umană pentru că unii copii probabil nu au părinți, nu au bunici, poate sunt crescuți prin orfelinate, dar este neapărat cineva uh, uh, în jurul său care poate să-l învețe anumite lucruri. Și bineînțeles, după ce vezi că acel bebeluș se uită cu insistență la ceva, îi spui Sigur, mami, ăsta este un pix, cu el scriem, uite așa!" Sau da, aceea este o păpușă, îi mai măi, acela e un cățel, nu îl tragem de codiță și așa mai departe. Și intervine cuvântul, etichetarea, dacă vreți, sau denumirea acelui imagini pe care copilul o percepe. Ceea ce face cuvântul însă este să restricționeze miracolul pe care copilul îl percepe. Pentru copil, vă spuneam că acea pată, acea mâzgălitură sau acea jucărie sofisticată reprezintă totul. În momentul în care tu îi pui o etichetă, îl limitezi deja la o frântură din ceea ce este. Nu i nimic, copilul a înregistrat acolo în subconștientul său toată această percepție fabuloasă despre obiectul cu care tocmai a luat contact. În schimb, este atras în sfera logicii, în emisfera creierului care gestionează date, vorbe, cifre și așa mai departe și începe să-l stranguleze, să-l delimiteze. Izolându-l, denumindu-l și etichetându-l într-un anume fel. Așa că trecem de la imagine la cuvânt. De acum, acea imagine are o denumire. Acela este un copac. Până atunci, pentru copil, era totul, dar acum este un singur copac și are scoarță. Și scoarța e maronie și, uite, este tare și este din lemn și cunoaște descrierea acelui obiect limitându-l din nelimitat din vastul ocean din care acest copil se trage. După ce ajunge să ia contact și cu cuvântul, copilul, bineînțeles, dezvoltă o emoție. Cum dezvoltă el emoția? Emoția o învață tot de pe chipul părintelui. Dacă părintele a avut frică de câini în momentul în care va vedea bebelușul său un câine, va spune: "Nu, mami, nu mamaie, este rău, nu pune mâna că face ham ham și te mușcă." Și dacă mama se strâmbă sau bunica se strâmbă, copilul va avea și el sentimentul de frică, gata inoculat. Deci avem imagine, cuvânt și trecem la emoție. Dacă în schimb părintele a avut câini și cu care a avut o relație destul de bună și este iubitor de animale, în momentul în care copilul său va lua contact cu un animal, va spune, uite-l ce drăgălaș, este ce zâmbitor, este, ia uite ce frumos e, îi face măi măi, avem grijă de el, uite ce jucăuș este, zdelăbuța, iar copilul își dezvoltă o emoție pozitivă. Astfel, după ce percepe imaginea, asociază etichetarea sau cuvântul iar ulterior apare și o emoție asociată acelui lucru. Și așa se dezvoltă, practic, procesul de învățare al unui bebeluș, care nu este cu absolut nimic diferit de procesul de învățare a subconștientului nostru. Toate lucrurile pe care noi le percepem în momentul în care le denumim și le atribuim și o emoție, intră de valma în subconștientul nostru, la arăt mereu în spate, dar nu știu unde este localizat, e pretutindeni în jurul meu și în afara mea, Subconștientul meu va lua acel obiect și îl va înregistra cu aceste conotații. De aceea, vă spuneam eu adesea, că subconștientul ne comunică nouă în permanență. Felul în care comunică subconștientul nostru nu este prin intermediul cuvintelor concrete sau uh, imaginilor destul de clare, ci vorbește prin tot felul de simboluri abstracte, tocmai de aceea sunt pasionată de simbolistică și de tarot și de toată semnificația aceasta pe care o dețin uh, aceste semne dezvoltate de-a lungul uh, istoriei omenirii, pentru că acolo se găsesc arhetipuri, imagini pe care, la, pe care le recunosc toți oamenii care au trăit, vor trăi și trăiesc în prezent pe acest pământ. Aceste simboluri sunt cele utilizate de subconștientul nostru în momentul în care comunică cu noi. Iar subconștientul nostru comunică cu noi prin epifanii, prin tot felul de sentimente, că am un feeling că omul ăla este bun sau am un feeling că ar trebui să mă duc în localitatea respectivă, etc. Comunică prin emoții și reacții. Nu știm de ce în momentul în care am cunoscut pe Cineva, care are o anumită trăsătură a feței, ne este frică de acea persoană. Când colo în trecutul nostru undeva în copilărie, o persoană cu trăsături similare, probabil că ne-a tras o palmă la fund când am fost obraznici. Iar acum, de fiecare dată când regăsim acea caracteristică, fie că e o aluniță, fie că e un nas mai ascuțit, fie că sunt niște buze mai subțiri, noi spunem, ah, omul ăla este sigur al, al dracului, este afurisit. Și cum ne mai comunică subconștientul? Ne comunică prin vise. Și să-mi spună mie cineva dacă reușește să își înțeleagă visul la prima vedere după ce se trezește din somn. Pentru că visele noastre ne arată un cub, un pescăruș, un pescăruș care intră într-un calorifer, un calorifer care se transformă într-un curcubeu și tot felul astfel de simboluri care sunt greșit interpretate de foarte mulți interpreți așa zis și interpreții viselor prin folosirea contextelor generale. Toate acele simboluri care ți-au apărut în vise sunt simboluri pe care le-ai asimilat copilul tău interior, proprio, propria ta etapă de dezvoltare între 0 și 7 ani. Tot ce ai crezut despre acel lucru este comunicat prin acel simbol. Spre exemplu, îmi notasem eu pe aici, pe undeva, dar nu mai pot să urmăresc textul din caiet, era acela că dacă văd un elefant, uh, visez un elefant, cineva ar putea să-mi spună, vai, elefantul este simbol de bunăstare, dacă avea trompa sus, dacă avea trompa în jos și așa mai departe. Dar acestea sunt explicații generale. Dacă ar fi să mă duc cu ani în urmă, când am văzut pentru prima dată un elefant când eram mică, v-aș spune așa, prima dată am văzut un elefant la circ și când l-am văzut atât de mare, primul meu sentiment a fost de frică. Era ceva necunoscut, era masiv, era uh, neprietenos și avea și niște culori terne, da? era prăfuit și consideram că murdăria este ceva rău, așa că mie mi-a generat sentimente de frică. Spre exemplu, eu dacă aș visa un elefant, aș spune că mă macină frica. Asta ar fi concluzia mea, indiferent care este interpretarea generală. Pentru altcineva, probabil, elefantul a fost întâlnit într-un mediu în care a fost foarte drăgălaș, a fost într-o călătorie cu părinții prin India, a fost urcat pe spatele acestui elefant, a văzut lucrurile de, lucrurile de la înălțime și poate însemna perspective deschise, perspective largi, înălțimi noi pe care le poate atinge. Așa că, simbolistic, toate aceste lucruri au o, un uh, uh, filament. Uh, complet personal, da? Deci merge pe o cale complet personală. Fiecare și-o poate explica sau își poate răstălmăci propriile sale vise în mod personal. Așa că, spuneam eu, toate aceste uh, metode sunt metodele prin care subconștientul nostru ne comunică în permanență. Dar noi, prin mintea noastră conștientă, care e logică, rațională, analitică, face uz de cuvinte, date și cifre, nu putem să deslușim așa ceva și pace. Doar dacă, probabil, lucrăm un pic la latura noastră spirituală și începem să ne autocunoaștem, atunci vom putea să-l deslușim foarte bine și să ne înțelegem și visele, și epifaniile, și realizările, și așa mai departe. În schimb, procesul prin care subconștientul nostru învață este că vede o imagine, îi se acordă o denumire și îi se atribuie o emoție. Dar cum învață mintea noastră conștientă? Bineînțeles că Acestea două sunt inseparabile. Nu există minte conștientă fără minte subconștientă. Subconștientul poate exista bine mersi de sine stătător, Cazul acelor oameni care sunt în stare vegetativă în spitale sau care nu mai judecă, sunt moarte din punct de vedere cerebral, în stadiu de legumă, cum se spune, și totuși trăiesc. Corpul lor funcționează, rulează toate acele sisteme automate, dar mintea conștientă este dusă de mult. Așa că acestea sunt în codependență oarecum, da? Conștientul fiind mai mult codependent de uh, subconștient. Cum învățăm sau cum învață conștientul nostru? Conștientul nostru, bineînțeles, că ia calea inversă. Pornim de la o anumită emoție. Da? Mă simt, uh, nu știu, mă simt bine. Sau, uh, nu știu, am așa o stare de frică. Atribui cuvântul. Omul ăsta îmi inspiră foarte multă frică sau mi-e e frică să mă înfățișez în fața 400 de oameni, să țin o cuvântare. Mi-e frică de grupul ăsta. Proiectez, practic, frica mea pe chipul celor din jurul meu. Proiectez în realitatea mea, deja, emoția pe care o am în sufletul meu. Eu cu ea m-am trezit. Eu cu ea îmi încep ziua, practic. Și atunci încep prin cuvintele pe care le rostesc să le spun în stânga și în dreapta și să placez tot felul de etichete. Nu-mi place să mă întâlnesc cu șeful ăla căpos, nu-mi place să vorbesc cu colega aia iritantă. Pentru că de fapt eu simt încăpățânare în mine și simt iritare în mine, dar deja am proiectat-o și am manifestat-o la exterior într-un anume fel. Iar acest lucru îmi creează o oarecare imagine. În această imagine pe care am creat-o, este practic rezultatul acelor emoții cu care eu am început ziua respectivă. Încerc să nu mă împotpălesc în cuvinte pentru că am foarte multe informații care vin de -a valma din mai multe direcții și am vrut să evit tot felul de paralele cu Biblia și de aceea mă tot abțin să nu, să nu mă abat de la calea mea. Deci, practic, calea de comunicare cu Conștientul nostru este invers. Să pornim de la o emoție, îi, de, îi dăm o anumită denumire și ne creăm o anumită imagine. Și asta poate fi comparată foarte ușor cu modul de învățare al unui adult. Da? Adultului se spune o anumită situație care creează în el o anumită emoție. Nu știu, mă trezesc în trafic și sunt nervos, iritat de uh, situația creată. Acum îi dau o denumire. Traficul este infect. da. Și pentru că traficul este infect, mi-am creat o imagine în mintea mea că de câte ori văd trafic, sigur voi fi dat peste cap și voi fi enervat și amețit. Și mi-am creat singur, practic, o nouă aplicație, dacă vreți. Această aplicație nouă, unde se poate înregistra, bineînțeles că vom merge cu această imagine și o vom transmite în mintea subconștientă. Și subconștientul de aici, de abia, începe să clădească. Ce clădește? O nouă realitate o nouă emoție. Și dacă vedeți cu atenție acest traseu, pornesc de la o anumită emoție, prin cuvântul pe care l-am rostit îmi creez o anumită imagine și ajung înapoi la emoție. Dacă eu nu întrerup aceste cicluri absolut nicăieri să aplic discernământ și să văd cum aș putea să-mi schimb viața, pornesc de la o emoție, îmi o confirm prin toate denumirile pe care le dau, îmi creez o imagine la fel de rea, această imagine rea cu denumirea ei aferentă merge și îmi creează aceeași emoție rea. Și cea mai mare sau definiția nebuniei lui Einstein este să vrei să schimbi lucrurile rămânând pe același mindset, pe aceeași gândire. Da? Deci, practic, eu repet toate aceste cicluri în mod automat, fără să am niciun pic de discernământ și fără să aduc absolut niciun pic de schimbare în viața mea. Dar spuneam eu că această minte conștientă este programatorul. Cu mintea noastră conștientă putem să-l învățăm pe subconștientul nostru cum anume să ne aducă lucrurile pe care ni le dorim în această viață. Era să sar ceva din această fișă. Am spus aici că la comunicarea sau felul în care învățăm subconștientul nostru este suficientă o singură dată sau o singură repetiție, o singură iterație și toate lucrurile acelea sunt deja asimilate în subconștient, spuneam că eu dacă stau aici și simt că este o scamă pe jos sau că îmi, mi s-a oprit frigiderul din funcțiune sau că aud ciripiturile păsărilor de afară, să știți că acele lucruri sunt deja în subconștientul meu, doar trebuie să le percep o singură dată și sunt acolo. Pe când la mintea conștientă, este nevoie de, repeti, de, repetiție. În mod repetat am notat aici. Așa că eu dacă repet asocierea acelorași emoții cu aceleași cuvinte, creându-mi aceleași imagini, eu deja mi-am creat o aplicație care va rula automat unde? În marele ocean al subconștientului meu. Mergem mai departe pentru că scopul acestui material este cum să comunic cu subconștientul meu sau cum să-l învăț lucruri noi sau cum să-l dresez astfel încât să-mi schimb realitatea pe care acesta mi-o creează. Pornim de la ultimele de la ultima formă de comunicare, comunicarea cu mintea noastră conștientă. Mintea noastră conștientă este programatorul, spuneam eu. Dacă reușesc cu mintea mea conștientă să mă surprind pe parcursul acestui proces și să aduc modificări acolo unde este necesar, atunci voi transmite o nouă imagine pe care mintea mea subconștientă să o rețină. Cum pot face acest lucru? Pornind, bineînțeles, de la primul pas, emoție. În viață noi ne confruntăm cu tot felul de emoții. Ele sunt de avalma, emoții pozitive și emoții negative. Dacă, după ce am parcurs o bucată bună din viața noastră, ne-am dat seama care emoții ne fac bine și care emoții ne fac rău, probabil că am dobândit și capacitatea de a le detecta din timp care mi este benefică și care mi este nocivă. Dacă stau să-mi urzesc întotdeauna colegul de muncă sau pe vecinul meu care este mult mai înstărit decât mine, nu mi-a adus niciun beneficiu de-a lungul timpului, în afară de faptul că am devenit tot mai amar și tot mai neîncrezător în sistem și tot mai cârtitor în privința creării propriei mele abundențe. Da? Deci nu mi-a folosit cu nimic. În schimb, dacă mă concentrez pe emoțiile pozitive, când sunt eu pasionată, vreau să învăț să cânt la un instrument nou muzical, vreau să mă duc și să cumpăr ceva care să-mi încânte simțurile sau vreau să fac, să creez un lucru nou, să fac o pictură, să mă concentrez pe un lucru nou pe care aș putea să-l învăț, atunci lucrurile astea mi-au adăugat, m-au îmbogățit, mi-au adăugat valoare, indiferent cât de mici sunt lucrurile noi pe care le învățăm. Așa că acest lucru se poate desfășura într-un om adult care a parcurs suficientă experiență de viață. El poate distinge astfel că în el se nasc deopotrivă emoții pozitive și emoții negative. Dar, pentru că mulți spun că ei nu cred în existența liberului arbitru, eu vă spun că există liber arbitru la acest nivel. Avem aici emoțiile negative pe o coloană și emoțiile pozitive pe o coloană. În ce constau emoțiile noastre negative? Sunt lucruri neplăcute, oameni răi. Nu neapărat răi, nu asta este singura caracteristică. Oameni neplăcuți, oameni răi, oameni cărtitori, oameni care ne pun bețe în roate, oameni care ne critică, oameni care ne rănesc fizic, psihic și mental și așa mai departe. Și totodată există și situații negative, memnotate aici, sau neplăcute. La emoțiile pozitive avem lucruri bune, oameni buni și situații plăcute. Putând să ne folosim această capacitate de discernere, de discernere între bine și rău prin această lege a contrastului din lumea materială, putem să aducem anumite modificări încă de la faza de emoție pentru a nu mai trimite această găletușă plină cu imagini amare în subconștientul nostru. Așa că practicăm recunoștința. Recunoștința, spuneam eu, este cea mai bună rugăciune, este cea mai adevărată și cea mai simplă rugăciune pe care noi o putem înălța divinității. Iar în prezentarea de astăzi putem spune că mintea conștientă este omul care experimentează această lume duală, iar subconștientul reprezintă divinitatea. Ca să înalți o rugăciune înseamnă să transmit o cerere, dacă noi prin rugăciuni cerem ceva de la Dumnezeu este să înalți o cerință propriului meu subconștient care este capabil să-mi creeze și să-mi picteze noua realitate în care vreau să trăiesc. Așa că practicând recunoștința, ce fac cu aceste două categorii de emoții? Practic recunoștință atât pentru emoțiile mele negative. Să spunem că nu pot să le controlez. Nu pot să spun, a, nu o să mai simt furie, nu o să mai simt nervozitate, nu o să mai simt iritare. Pentru că lucrul ăsta este imposibil. Îl simți. Dar ce faci cu el după ce îl simți? este un act de discernere, un act de utilizare a logicii și rațiunii care reprezintă tuluri sau ustensile ale minții noastre conștiente. Așa că le iau pe toate acestea, nu le pot controla, ele s-au născut în mine, sunt în mine, îmi mustesc sub piele, dar ce fac cu ele mai departe? Folosind recunoștința, sunt recunoscător pentru emoțiile mele negative. Și spun, sunt recunoscătoare că simt chestia asta acum. Asta relev, relevă foarte multe lucruri despre personalitatea mea și reușesc în acest fel să mă autocunosc. Sau sunt recunoscătoare pentru emoțiile negative care se nasc în mine acum, pentru că prin puterea contrastului voi descoperi mai bine ce îmi place. Am descoperit acum, mulțumesc Doamne, am descoperit acum ce nu-mi place și am învățat mai bine și de acum înainte voi ști să mă orientez către lucrurile care îmi plac. La fel, recunoștința nu mai are sens să o explic pentru partea pozitivă, pentru că putem fi recunoscători pentru emoțiile pozitive de fiecare dată. Mai greu este cu cele negative. Dar, așa cum vă prezentam și în postarea mea de pe Facebook, pistonarea mea constantă a legilor din această țară și contestarea impozitelor și taxelor, iată că și-a primit confirmarea în viața mea printr-un accident care a fost destul de dureros și, destul și cu victime. Da? Așa că Faptul că s-a întâmplat acest eveniment negativ putea să creeze în mine această frică permanentă de a urca într-un autoturism, frica permanentă că sistemul sau guvernul sau că primăriile nu au pus, nu știu, un sens giratoriu unde ar fi trebuit plasat și că oamenii n-ar mai face greșeli de conducere, ci m-am concentrat pe recunoștința de a fi încă în viață iar acesta este a lua un eveniment negativ, o emoție negativă și a o transforma, a o transmuta prin recunoștință în ceva pozitiv. Așa că am luat acel eveniment și în loc să stau să spun, domnule, primăria sau firar să fie de om neatent care a sărit cu mașina în fața noastră că nu s-a asigurat, am spus, sunt recunoscătoare că trăiesc și urez acelui om binecuvântări în suflet pentru toate pierderile pe care el însuși le-a suferit. Așa că am transformat acel eveniment într-unul pozitiv. În ziua de astăzi ne având absolut nicio frică să mă urc în autoturism, conducând cu mare încredere și plasând mi toată credința în acest Dumnezeu care mă ghidează prin mintea mea subconștientă, prin sistemele automate de care sunt dispusă și capabilă, să fiu cât mai vigilentă și atentă în trafic. Și aceasta este, acesta este un exemplu concret. Dar fiți recunoscători pentru toate evenimentele negative care apar în viața voastră, considerându-le oportunități prin care voi aveți ceva nou de învățat. Exemplele pot fi multiple și aici o să-mi cereți punctual și ce să înțeleg eu din boala Cotare și ce să înțeleg eu. Păi vedeți cu atenție și analizați ce a însemnat boala respectivă prin ce ați trecut când ați avut o anumită boală care v-ați intuit la pat. V-ați intuit la pat o bucată de vreme. Ce v-a oferit? V-a oferit posibilitatea să vă odihniți. V-a oferit posibilitatea să-i aveți mai des în preajmă pe membrii familiei voastre. Poate că în mod secret v-ați dorit acest lucru, dar nu ați știut cum să le expuneți. Sau ce v-a mai adus acea boală? V-a adus, nu știu, un pic mai multă atenție pe care o alocați alimentației voastre sau sistem, modului vostru de viață, modului vostru de trai, ce v-a mai adus în atenție? V-a adus în atenție importanța vieții și sănătății proprii. Ce v-a adus în atenție? Importanța, cum e pandemia, importanța uh, relaționării cu cei dragi, păstrarea legăturii cu rudele pe care n-am putut să le îmbrățișăm timp de un an de zile sau doi ani de zile, da? Toate aceste lucruri au venit în viața noastră, dar dacă ne concentrăm pe componenta negativă, ăia măgari ei au făcut, că ne-au spălat pe creier, că ne-au microcipat, că nu știu ce, sunteți pierduți. Faceți, nu faceți decât să rehrăniți Ciclul negativ și să creați din nou un egregor pentru a genera un nou eveniment de aceste proporții. În schimb, dacă spuneți, iau acel eveniment, nici nu contează cine l-a creat, unde l-a creat, în laboratoare, natural, contează că în acele momente mi-a fost dor de mama mea, mi-a fost dor de tatăl meu, mi-a fost dor de uh, a mă plimba, liber în aer liber, și a, în aer liber, în natură și așa mai departe, și atunci iau din acea întâmplare recunoștința. Sunt recunoscătoare că a trebuit să se întâmple acel eveniment pentru că acum apreciez ieșirea la aer curat, apreciez interacțiunea cu prietenii mei, apreciez faptul că pot să mă îmbrac din nou frumos și să umblu pe tocuri și să mănânc la restaurante, da? Și am transformat energia negativă, egregorul negativ, în ceva pozitiv prin recunoștință. De acum, imaginea pe care eu o am asociată cu această emoție negativă, S-a transformat în ceva pozitiv, trimițând acea imagine pozitivă. Către subconștientul meu care pornește de la imagine, asociez și cuvinte pozitive de acum și mi se vor crea emoții pozitive. Și astfel, ciclul acela rutinat da, s-a modificat și viața mea se schimbă. Practicând, practic, 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 practicând recunoștința, ajungem să știm ce nu ne place versus să știm ce ne place. Iar din, aceste două, din acestea două am tras concluzia, acum știu mai bine. When you know better, you do better. Așa spunea poeta Maya Angelu, când știi mai bine, faci mai bine sau acționezi mai bine. Așa că întreaga ta viață de acum are un nou curs, un nou făgaș, un nou sistem pe care tu cu mintea ta conștientă, care poate procesa un singur lucru, ai reușit să schimbi întregul ocean. Da? Și aici este marea noastră capacitate de a ne redresa și de a ne readuce pe linia de plutire în această viață. Dacă ați suferit de o boală grea, ce sens mai are să vă gândiți, oh, atunci când m-a lovit cancerul și am trecut prin chimioterapie și m-am strofocat și mi-am vomitat mațele și uh, simțeam că mor și trăiam cu frici și așa mai departe. Nu! Iau acea boală și spun, am avut ocazia să văd cât de prețioasă, unică și valoroasă este această viața mea și voi face toate lucrurile pe care mi-am propus să le fac în momentele în care eu treceam prin acele tratamente severe. Da? Și acum gândirea mea se schimbă. Nu mai stau să mă gândesc de câte ori va putea recidiva acea boală, ci cu cât timp consider eu că mai am, indiferent cât este acesta, eu voi face tot ce pot mai bine să stau cât mai mult cu copilul meu, să râd cât mai mult alături de prietenii mei, să mă bucur de viață, să încerc să învăț lucruri noi ca și când aș fi în permanență în stadiul de învățăcel în această viață. Și când tu te menții în stadiul de învățăcel în această viață, transmiți subconștientului tău că încă ești prea tânăr să te duci. Iar aici aș dori să fac o paranteză că sunt foarte mulți oameni care sunt la vârsta pensionării care mă urmăresc în România, foarte mulți dintre oamenii ieșiți din sistem prin pensionare se refugiază în a privi televizorul non-stop, a se uita la tot felul de știri, numai cu evenimente negative, care îi coboară, care îi fac să înjure și să scui pe ecranul împotriva politicienilor, guvernelor și așa mai departe. Eu le propun să învețe lucruri noi, chiar dacă ei consideră că sunt prea bătrâni să facă nu știu ce sau că nu îi mai duc oasele. Bine, nu te mai duc oasele, dar învață să împletești un coș din pănuși sau cum se spune, așa se spune în Dobrogea, la frunzele acelea uscate de porumb, da? Sau învață să pictezi, sau cumpărăți o dată pentru totdeauna puzzle-ul acela pe care l-ai tot amânat în tinerețile tale din 3000 de piese și fă un puzzle. Sau învață, nu știu, o limbă străină pe care n-ai putut să o înveți toată viața ta. Sau citește, sau deschideți mintea către noi culturi, către noi religii, către noi uh, informații din lumea largă care nu țin neapărat de sfera negativității și a distrugerii acestei lumi, ci lucruri care te învață, lucruri care ți adaugă culturii tale. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu sau vreau să înțeleg Biblia într-o nouă perspectivă. Vreau în sfârșit să studiez Biblia, să o buchisesc. Am suficient timp la dispoziție, că am ieșit la pensie, să învăț ceva nou în fiecare zi. Vreau să învăț cum se face gemul, vreau să învăț cum se fac murăturile, etc. În momentul acela, voi practic, Luați metoda aceasta de comunicare, și vă ridicați așa cu o emoție de a învăța ceva. Adăugați și cuvântul sau denumirea sau etichetarea și spuneți vreau să uh, fac ceva anume da? și acum vreau să învăț limba engleză, chiar dacă am 65 sau 70 de ani. Vreau să învăț, domnule, limba engleză și probabil că o să și plec într-o călătorie în străinătate unde o să-mi exersez engleza cu turiștii străini. Da? Am luat acest lucru, această emoție, am înflăcărat-o, am adus-o în plan material, spuneam eu, cuvântul este puntea care atrage lucrurile din plan invizibil în plan material și îmi creez o imagine frumoasă despre ce înseamnă să fii la bătrânețe. Bătrânețea nu înseamnă moarte, nu înseamnă că stau în fiecare zi și mi-aștept ceasul, nu înseamnă că trebuie să îmi pun lucrurile în ordine și să părăsesc această lume, ci înseamnă că Iată, mă apuc de învățat, poate fac o facultate, poate învăț, nu știu, o nouă știință și așa mai departe. Sunt un învățăcel și transmit subconștientului meu că eu sunt un învățăcel. Ce înțelege mintea noastră subconștientă când noi învățăm? Înțelege că suntem tineri, înțelege că suntem copii. De aici, viață lungă, viață veșnică prin care ne tot regenerează și ne dă putere și sănătate ca noi să putem susține toate aceste lucruri pe care ne-am propus să le învățăm. Și omul se spune cât trăiește învață, nu învață doar până iese la pensie. Așa că putem învăța foarte multe lucruri de la nepoțeii noștri, putem învăța multe lucruri de la copiii altora, putem învăța lucruri de la oameni mult mai tineri decât noi, putem învăța cum funcționează un calculator sau cum funcționează un smartphone și așa mai departe. Așa că, Acestea sunt metodele prin care se comunică practic cu subconștientul și mi-am mai notat eu aici pe hârtie, dar nu le-am mai făcut o fișă specială în cariocă. Pentru a înțelege cât mai bine cum intră aceste informații în sfera subconștientului, spuneam eu că acestui îi place rutina, la fel cum bebelușului îi place să aibă un orar al meselor sale, suge odată la două ore, doarme odată la două ore, se trezește din oră în oră, are nevoie de atenție, își face nevoile odată la 3-4 ore și așa mai departe, rutina aceasta îi conferă liniște bebelușului. De aceea, cu cât viața ta este mai rutinată, cu atât bebelușul este mai liniștit, este mai predictibil. Știi că la ora acutare o să îi se facă foame, știi că la ora cealaltă o să îi se facă somn, știi că dacă va plânge și nu bifează niciuna din celelalte două acțiuni anterioare, înseamnă că a făcut pe el și trebuie neapărat schimbat pentru că nu se simte confortabil. Așa că mintea noastră subconștientă preferă rutina și învață foarte mult din această rutină. Repetarea acțiunilor în sfera noastră conștientă, într-un anume fel, va hrăni subconștientul cu această informație pe care el însuși o va repeta și o va repeta și ne va crea mai multă abundență și mai multă recunoștință și mai multă bucurie și mai multă recunoștință. Da? Dacă eu generez în mine acest feeling, acest sentiment de recunoștință, îmi va da... Mai mult din lucrurile pentru care trebuie să fiu recunoscător. Spunea chiar în Biblie Isus: Dacă voi dați copiilor voștri ce este mai bun, cu atât mai mult vă va da Tatăl ceresc. Da? Așa că, dacă eu îmi manifest recunoștința pentru toate lucrurile bune sau rele din viața mea, pentru cele rele pentru că mă învață să le descopăr pe cele bune și pentru cele bune pentru că sunt bune cu adevărat și mă ajută în evoluția mea, cu atât voi reuși să. Câștig mai multă recunoștință din partea acestui subconștient care gândește precum un bebeluș. El nu discerne. Și știți că este o vorbă celebră, universul nu cunoaște negație. Dacă eu spun, uh, nu vreau aia că mi-e frică, nu vreau aia că nu-mi place, nu vreau aia că nu știu ce, tocmai din acele lucruri îți va da, pentru că nu știa a nega. Uh, ce înseamnă că nu cunoaște negație? Spuneți unui bebeluș, nu băga mâinile în priză. Nu băgăm jucăria aia în gură. Nu luăm jucăria celuilalt copil. Și bebelușul ce va face în secunda următoare? Se va duce și va băga jucăria în gură. Pentru că tu tocmai ai adus în conștient posibilitatea că poate lua să mănânce o anumită mingiuță murdară de pe stradă. Da? Sunt în schimb trei lucruri de care trebuie să ținem cont pentru toate aceste lucruri. Și am spus, primul este să cercetezi și să analizezi emoția care se naște în tine, cercetează-o. De ce mă simt furios? De ce am eu starea asta? Ce vrea să spună emoția asta despre mine? Cum aș putea să folosesc eu această emoție ca să mă autocunosc? Ce înseamnă de fapt această frică de a vorbi oamenilor în public? Poate este frica mea de succes. Pentru că a vorbi în public cu oamenilor înseamnă să captezi un public din ce în ce mai larg. Poate însemna că mi-e frică să mă perfecționez, pentru că frica aceasta de a ține un speech în fața oamenilor te sperie pentru că ți-e frică că vei fi judecat. Dar dacă tu te perfecționezi, vezi că ai susținut o cuvântare proastă, vezi că ai vorbit încet, vezi că ai vorbit poticnit, data viitoare știi mai bine. Da? You know better. Așa că folosește capacitatea de a cerceta și de a analiza emoția care se naște în tine. De ce mă simt așa? Ce este cu mine de simt așa? Ce vrea să spună emoția asta despre mine? Al doilea pas este să discerni mai, dacă pe mine mă apucă frica, pentru că de fapt sunt leneș și vreau să procrastinez și nu vreau să fac acea acțiune, că mi-e mai comod să fiu leneș și să stau în casă cu semințele la gură decât să mă arunc cu tupeu într-o afacere în care să fac o investiție să mi asum un anumit risc, dar din urma căreia să pot și câștiga foarte bine și foarte mult. Da? Așa că folosim această capacitate de discernământ pe care eu asociez cu liberul arbitru. Cântăresc și spun. Frica asta pe care o simt este ca să mă țină în urmă sau ca să mă ajute să evoluez. Dacă mă ajută să evoluez, o țin cont de ea, da? pentru că îmi asigură supraviețuirea când mi e frică de un animal sălbatic. Da, e ok să stau pe loc, dar dacă este o frică care mă ține în loc fără să fie un, o justificare reală în plan real, atunci trebuie să spun ok, frica asta este aici ca să mă oprească e propria mea rezistență la succesul pe care îl pot atinge folosim practic a doua capacitate și anume de discernământ. Deci cercetăm, analizăm emoția, apoi folosim discernământul și a treia acțiune este să repeți lucrul acesta de fiecare dată când se ivește. Cu cât repeți acest proces, îți antrenezi mintea să analizeze fiecare emoție care se naște în tine, să descoperi valoarea ei sau non-valoarea ei. Dacă te împiedică opune rezistență sau dacă te face să mergi înainte și să evoluezi, alegi întotdeauna calea evoluției și te duci cu mai mult curaj înainte. Și se spune că calea simplă de a învinge o frică este să te duci înspre lucrurile de care te temi. Asta nu înseamnă să te duci și să te arunci friptură de agata în fața unui tigru, Doamne ferește. Înseamnă să te duci înspre lucrurile de care te temi și care nu au o bază reală pentru a genera o frică în om. Da? Tigrul generează frică în general în toți oamenii, dar a ține un discurs public nu generează frică în toți oamenii de pe această planetă pentru că sunt foarte mulți care susțin cuvântări publice și nu au absolut nicio problemă cu asta. Acestea sunt metodele de comunicare cu subconștientul. Sau este simpla metodă de comunicare Prin practicarea recunoștinței Dar pentru a ajunge la această recunoștință Trebuie să ne înțelegem emoția, să o cercetăm, să o analizăm Să discernem și să tot repetăm acest proces Minim 21 de zile Se spune în cercurile acestea ale spiritualității Eu spun că mintea noastră Subconștientă poate să le înregistreze Foarte repede, dar mintea noastră Conștientă are nevoie de Reiterații, reiterații, reiterații Până când îi intră cu adevărat În aplicație sau în sistem da? Acestea fiind spuse, vă pup pe data viitoare, rămâneți în lumină, dar țineți conștient întuneric, contrastul este absolut genial.